Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Extemporal la Democrație. Partidele sunt întoi cu strângerea semnăturilor, se întâmplă la toate formațiunile. Am văzut că alianța PSD-PNL s-a grăbit oarecum și a depus astăzi cel puțin listele la europarlamentare. Avem două tipuri sau două alegeri pe 9 iunie, alegeri europene și alegeri locale. Trebuie strânse semnături pentru fiecare tip de alegeri, apoi va veni în toamnă alegerile, vor veni alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Discutăm despre ceea ce se petrece la Alianța Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptei, invitată deputata USR Monica Berescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bun, cum e cu e o nebunie asta cu semnăturile? Am văzut că formațiuni mai mititele, așa, se chinuie să adune numărul necesar de semnături, nu știu, 1% pentru fiecare localitate sau cât e acum pragul? Cu toții strângem semnături pentru europarlamentare. Am văzut că PNL și PSD, Partidul Comasa, deja s-au ocupat și au depus astăzi listele. Noi încă mai strângem în stradă, suntem programați luni să depunem listele pentru la BEC, la Biroul Electoral Central. Sunt avantaje și dezavantaje, da. 200.000 de semnături e un număr foarte mare. E ca la prezidențial, dacă nu mă înșel, și la prezidențial. E cel mai mare număr pe care îl avem în Uniunea Europeană la momentul actual, pentru a putea să candidez. Însă pentru USR, pentru că noi întotdeauna am strâns semnăturile acestea în stradă, e un exercițiu pe care îl facem o dată la 4-5 ani, în care mergem și discutăm cu alegătorii noștri. Este o formă foarte bună de a începe campania aceasta, de a discuta cu oamenii, de a le spune care este planul nostru, de a vedea care sunt îngrijorările lor, în așa fel încât putem să adaptăm și campania pe nevoile lor. Și pe Iași aveți un... Nu știu, le-ați numărat câte a strâns sau... Sunt câteva... Sunt peste 10.000 de semnături pe Iași strânse din partea USR-ului. Doar USR sau pe toată... Din partea USR-ului bănesc nu am... și PMP-ul au evident, strâns și Forța Dreptei. Evident, întreaga alianță, însă ce trimitem central sunt... cifrele pe fiecare partid în parte, la nivel central acestea se actualizează și se conturizează. Am văzut pe Facebook, ați participat sau participați la acest tip de acțiuni. Cum reacționează? Că oamenii sunt destul de reticenți în general, se tem să-și dea datele, unii nu vor să audă nici de politică. Cum reacționează? E diferit. Am strâns semnături în stradă și acum 5 ani și acum 4 ani când am avut celelalte rânduri de alegeri. Strâng semnături acum cu membrii USR și depinde foarte mult de zona. Acolo unde ai zonele Fiefuri, Copou, Vladimir, Tudor Vladimirescu, unde ai studenții, există o anumită deschidere când mergi spre Tătăraș, Alexandru, ai alt tip de deschidere, mergi în zona centrală, pietonal, Independenței. Din nou, discursul variază. Și e foarte important pentru noi. Depinde de la zona la zonă. Depinde de la zonă la zonă, de câte semnături strângi. Tipul de electorat. De ce fel de discurs ai, dar întotdeauna este despre dreptul de a candida. Și mi se pare important și o mențiune pe care o fac tuturor, e că democrația începe de la dreptul de a candida și de a fi pe buletinul acela de vot. Că vrei sau nu apoi să votezi partidul pentru care semnezi, este altă discuție. Însă, până una alta, toate partidele ar trebui să fie acolo. Toți cei care își doresc să candideze ar trebui să fie pe acea buletină. Uite, am văzut o chestie bună la București. Acum nu știu dacă era chiar Nicușor Dan sau un alt candidat la primar, când s-a întâlnit, nu știu, cu altă formațiune, un reper sau habar n-am, nu știu cu cine, și-au încrucișat semnăturile. Adică a semnat, un alt primar sau un alt candidat. Se întâmplă și la Iași. Ceea ce este normal și e firesc, adică, până la urmă, nu că ajuți format. Bun, dai și o mână de ajutor, dar, până la urmă, a semna nu înseamnă că votezi partidul, ci îi dai dreptul formațiunii respective partidului de a intra în cursă. Și apoi, dacă partidul respectiv sau candidatul independent respectiv va reuși să convingă electoratul, este altă discuție. Însă toți ar trebui să aibă dreptul să fie pe buletinul de vot. Și aceste 200.000 de semnături, da, sunt un bun prilej de a discuta cu oamenii, însă totodată sunt și o frână pe care PSD-PNL o pun partidelor mai mici, candidaților independenți pentru a fi pe buletinul de vot și e normal să spunem asta și e normal să discutăm despre asta. Da, pe de altă parte, la Iași am vorbit de lista de la europene, vorbim și de alegerile locale, va fi o inflație de candidați, cel puțin așa se pare la primărie, nu cred că semnăturile vor fi o problemă. Partide mici, mari, mijlocii, independenți, cred că va fi una din cele mai interesante curse. Un talmeș-balmeș la ea, cu atât de mulți candidați, dar asta din nou
cred că ne-a prins foarte bine perioada aceasta de strângere pentru strângere de semnături pentru alegeri europarlamentare. Vom continua, începând de lunea viitoare, să fim în stradă pentru a strânge semnăturile necesare pentru candidaturile la Consiliul Local, la primărie, la Consiliul Județean. Dar nu trebuie depuse sau se depun mai târziu? Se depun cu două săptămâni mai târziu. A, da. Ce trebuie să depunem săptămâna viitoare doar pentru europarlamentare. Deci n-a strâns semnături simultan, nu? S-au strâns și simultan, da? Însă focusul a fost pe europarlament. Ca să depuneți, dar pentru că avem acest deadline, ne-au dat 21 de zile da, pentru a le strânge. Interesant. Termenul a fost foarte scurt. E interesant că, da, poate de asta și unele partide mai mici strigă puțin mai tare că vor să urgenteze că nu au semnături. Au cerut 200.000 de semnături în 21 de zile. Dacă e să strângi semnăturile acestea pe bune în stradă, în condițiile în care abia de o săptămână jumătate s-a încălzit în țară, da? Până acum, pentru că am ieșit și acum două săptămâni jumătate, stăteai două ore la strâns semnături, erai bocnă. Bun, după două ore. Doamne, la, să spunem, când erau prezidențiale prin decembrie, asta e treaba, adică... Asta e situația, însă faptul că ai avut un timp atât de scurt, sedi, 21 de zile, care... a fost o situație mai dificilă, mai ales pentru partidele mici. Da. Pentru noi a fost în regulă, am reușit, o să ne facem target, o să depunem semnăturile luni. Da, e adevărat, pentru partidele mici. Însă e o discuție bine de avut în întreaga sferă politică despre numărul acesta de semnături și termenul de strângere. Asta e o dată și a doua, acum oricum e târziu și trec și alegerile astea, dar mă tem că întreaga clasă politică, sau mă rog, vreo 3/4 din clasă politică, din partide, nu vor alegerile în două tururi. E o reformă electorală pe care am propus-o încă din 2018. Alegerile în două tururi, imaginați-vă cum ar fi fost la Iași, la primărie, alegerile în două tururi. Păi nu am mai fi avut un primar penal la Iași. Asta. Sau ne-ar fi crescut foarte mult șansele. Cât de interesantă ar fi fost bătălia, pentru că în turul întâi se decantează apele, să spunem așa, și în turul doi intră primii doi. Și atunci... Atât timp cât restul o să se avem pot încolona partidul, spatele unei sau alte. PSD-PNL, partidul comasa la putere, nu o să ajungem la partea aceasta în care să avem o democrație reală. A fost și unul la putere și unul opoziție și nu au acceptat. Adică le convine la amândouă pentru că își conservă... Tocmai PSD-ul și PNL-ul își conservă puterea în teritoriu și le este mai bine lor. Dar dacă e să vorbim de democrație în România, indubitabil ar trebui să vorbim de alegeri în două tururi. Da. Ar fi fost frumos și la Iași, pentru că, nu știu... Avem șansa peste 4 ani. Așa am spus și acum 4 ani, că va fi șansă în două tururi în 2024, iată că mai sunt doar câteva luni și mai trec 4 ani. Cred că rezultatele alegerilor de anul acesta așa o să ne surprindă pe toți, nu știu dacă pozitiv sau negativ, însă va fi ca un apel de trezire pentru 2028. Pentru că dacă o să avem o prezență scăzută la vot, există o șansă să avem partide extremiste cu un scor mai mare electoral. Și atunci, după 4 ani de zile în care ai astfel de partide, fie în opoziție, fie la guvernare, nu se știe cum va arăta partea de spectru politic, cred că 2028 va fi apelul acela de trezire, plus că avem noi generații care vin la vot. Da? Avem copiii aceștia care acum sunt a noua, care vor veni peste 4 ani la vot. Avem copiii care sunt care acum a 11-a, 12-a. Să vină la vot, dar nu știm dacă vor veni. Avem tineretul care are nevoie de schimbarea asta. Știți cum e? Eu tot timpul zic că eu am intrat în politică destul de tânără, eu pun niște cărămiși și niște pași pentru a face schimbarea, dar cei care vor face schimbarea cu adevărat din punct de vedere politic sunt generațiile care vin acum după noi. Și se vede, sunt mulți tineri implicați în politică și care își doresc să facă parte din politică și care înțeleg impactul politicii în viața lor, că despre asta e vorba. Da, da, am vrea să vedem, e bun, eu mă bucur să aud ce spuneți, dar m-aș bucura și mai mult dacă aș vedea și în ziua votului o prezență, să ne surprindă, să spunem, pe 9 iunie, cu o prezență uimitoare. Chiar astăzi văzusem o analiză a lui Barbu. Adică dacă avem 27-30%, mai ales cum am avut la Iași acum 4 ani pe locale, mă tem că mare văzusem lucru... astăzi o analiză a lui Barbu Mateescu cu privire la prezența la vot, da, și văzusem analiza aceasta pe votul pe care, deși în sondajele actuale nu apare tipul acesta de vot, e posibil să avem votul acela de răzvrătire. Acum depinde de noi unde dacă se duce. Unu, unde se sau duce, cine capitalizează, doi, depinde ce înseamnă
pe ce parte a populației reușești să o aduci la vot în felul acesta? Pentru că va depinde scorul electoral al partidelor mai mici de bucata aceasta. Da, și eu cred că s-ar putea ca unele sondaje, bine, ele arată totuși ce se întâmplă în societate sau care, cam care e mersul, dar posibil să avem... Există o nervozitate, chiar dacă lumea e calmă sau, mă rog, detașată de politică. Cu siguranță există. Se vede nu nervozitate față de politică, nervozitate față de orice. Dacă spui ceva sau așa, se găsesc imediat 2-3 care să te conteste, dar nu neapărat cu argumente, să te conteste așa cu o violență verbală. Mă întrebați apropo de ce discut cu oamenii în stradă, da. Și vă spun, de exemplu, am mers la universitate și am avut o discuție cu o tânără și foarte multe dintre părerile ei nu erau neapărat păreri proprii, dar erau păreri pe care le avea un influencer de pe TikTok. Nu auzisem de el, dar l-am căutat apoi să văd exact cam ce propagă și în ce sferă este. Și e un om care are 11 milioane de vizualizări. Adică e un om care a ajuns la foarte, foarte mulți tineri. Da? Și avem bucata aceasta... Bun, și gândea, să spunem, nu știu... Provest, pro... Era provest, da. Era provest, însă nu neapărat toate argumentele pe care le aduceau erau argumente realiste, reale. Bun, da. Până la urmă, oamenii ar trebui să treacă prin filtru. Am spus-o aici de nu știu câte ori, că inclusiv ce spune un moderator sau chiar un invitat, ce se spune la televizor, că eu mai aud și familia mică, extinsă, pe stradă, domnule, aud tot felul de trăsnei. Și când întreb, domnule, dar bun, dune, eu la mine n-au auzut sigur. Păi am văzut la televizor. Ca să poți să ai acest filtru, ai nevoie de informații din mai multe surse. E ca în jurnalism, ai nevoie de 3 surse ca să poți să verifici dacă e adevărat sau nu. Cam așa ar trebui și noi ca oameni să putem să avem un filtru propriu în care, ok, a spus am informația asta, haide să vedem unde mai întâlnesc informația asta, cât de reală e. Bun, asta depinde și sursa, cât e de credibilă sursa de informare. Să și depinde și de vârstă. Dacă e o sursă din asta, așa, o vezi nu știu pe unde, domnule, bun, sau dacă care e sursa, dacă o spune un invitat la te, păi pe invitatul poți să spună orice până la urmă, adică asta depinde cât de credibilă e televiziunea, depinde cât de credibilă e canalul de social media, persoana care discută și așa mai departe. Da, asta e, lumea e influențabilă. Ne uităm și în state în țări cu democrație veche și vedem vot ciudat, rezultate ciudate, comportamente ciudate, extremism. E valul acesta de extremism care... De radicalizare mai degrabă, care vine din state, s-a propagat la ultimele alegeri și tot vedem de un an jumătate că s-a dus în Europa de vest și acum vine ușor către Europa de est. Bun, și n-am putea asista la un moment dat, poate că anul ăsta nu, la un moment dat, domnule, să fie spulberată democrația până la urmă, adică dacă îți vin niște partide din astea cu un discurs haotic, care vor, nu știu, noi suntem centrul universului, fără reguli, fără poți aștepta la orice. Pa Uniunea Europeană, pa NATO, mă rog, poate și stabilitatea țării. Întotdeauna există riscul atunci când ai un partid extremist la putere, țara respectivă să deraieze într-o direcție nu știu, estică, spre Rusia, împotriva democrației. Dar întotdeauna statul nu este reprezentat doar de persoana care conduce statul respectiv sau persoana care conduce guvernul respectiv. Dar dă o direcție până la urmă. Poate să dea o direcție, dar întotdeauna e aparatul. Așa cum e și în America, de fapt. Bun, acolo e și altceva. Vedeți că inclusiv în America, pe fondul acestei situații, încearcă să treacă acum o lege prin care Congresul să ia deciziile mai importante. Adică să se împartă un pic puterea între președinte și Congres. Întotdeauna una va exista un echilibru al puterii și poate inclusiv creșterea acestor partide extremiste este o lecție pentru noi toți. O lecție de a face altfel politică, o lecție de a stârni interesul oamenilor și întotdeauna în democrație cine iese la vot și persoanele care sunt alese reprezintă imaginea poporului din acel moment. E posibil ca cei care nu au ales acea alternativă să fie nemulțumiți. Dar e realitatea societății pe care o ai la momentul există, respectiv. Oricum există o nemulțumire, cred că e generală, nu doar la noi, există o nemulțumire generală față de politicieni. Pentru noi, ce puțin în România, cea mai mică încredere pe care o au România este instituția Parlamentului. Partidele, bun, cumva e și îndreptățită chestiunea asta, sau explicabilă, nu îndreptățită, explicabilă, pentru că politicienii au spus atât de multe, au promis atât de multe și au făcut, n-a spune nimic, foarte puțin. Vedem, păi, se apropie campania electorală, păi numai pe Iași. Cred că dacă luăm
lista cu promisiunile unora din de acum 4 ani, păi cred că va fi aceeași. Autostradă, spital de urgențe. Putem să vedem clar ce a făcut administrația Chirica Alexe și chiar am văzut o analiză detaliată săptămâna trecută în presa locală apropo de promisiunile pe care le-am avut de la partea de stadion, la infrastructură pentru preșcolari, la tot ce înseamnă centuri ocolitoare, care, apropo, în Moldova singura centură ocolitoare e cea de lângă Bârlat. Noi nu avem nici la Podul Iuloae, nici la Târgu Frumos, în continuare, dacă vrei... Am eu la Rădăuță. În continuare, da, dacă vrei să ieși din Iași, bine, nu știu, durează o jumătate de oră sau 45 de minute și e groaznic. Da. Dacă e să vorbim despre realizările cuplului Chirica Alexe și ceea ce au făcut ei în ultimii 4 ani pentru Ieșeni. Într-adevăr, eu nu zic că faptul că avem o astfel de categorie de politicieni care promit și nu se țin de promisiune nu a scăzut încrederea românilor în ei. Însă, în același timp, avem situații din acestea extrem de ciudate în care avem primari care sunt aleși în momentul în care sunt în pușcărie. Și avem cel mai bun exemplu, Cherecheș la Baia Mare. Omul respectiv a fost ales în timp ce era în pușcărie. Acum nu știu ce o să fie cu noi peste 2 ani când o să se finalizeze primul dosar al primarului Chirica. Bun, acum spuneau mulți că nu va prinde nici campania electorală din 2024, nu va prinde în sensul că unul dintre dosare se va finaliza, mă rog, cu ceva, cu un verdict nefavorabil primarului. Acum, ce o să fie, ce o să fie? O să fie o nebunie. Cred că exercițiul acesta în stradă este unul extrem de important. E un exercițiu pe care l-am făcut și anul trecut, pe care îl facem de mai bine de un an, jumătate, 2 ani de zile. Și un exercițiu pe care vom continua să-l facem, pentru că una e ce aude, spuneați, ok, ce vede omul la televizor, ce vede omul pe social media, dar în momentul în care stai, mergi cu candidatul, îl vezi, îți explică, pentru că da, a început campania, am văzut tot felul de articole de migratoare. E pre-campanie deocamdată. Dar a început campania negativă? Că nu prea... A început și campania negativă, au început tot felul de articole exagerate, de asta e bine să fii în stradă să discuți cu omul direct. Și la asta USR-ul se pricepe foarte bine. Și de asta e bine, eu cred că și alegătorul Ieșeanu ar trebui să fie extrem de prudent în ceea ce vede, mai ales de pe surse astea, tot felul de surse care apar sau dintr-o dată apar cu 3 luni înainte de alegeri, tot felul de minunății de online publicații sau ceva. Da. Și atunci că să se uite foarte atent și să se gândească de 10 ori, pentru că asta e. Bun, listele de consilieri la USR? Că... Am avut un vot intern, da, pe ordinea listelor de consilieri. Acum urmează să stabilim ordinea exactă, pentru că urmează să fie semnat protocolul la nivel de Dreapta Unită pe Iași. Adică să stabili doar pe USR? Da. Practic am avut alegerile interne în USR acum 2 săptămâni în care noi am stabilit ordinea candidaților noștri. Însă pentru că urmează să fie semnat în mod formal săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare protocolul care stabilește exact pozițiile. Și cum arată? Acum nu știu dacă ne puteți furniza nume sau ceva, cam cum ar arăta lista? Lista USR-ului USR. e o listă foarte bună, oameni și până în 45 de ani și peste 45 de ani, dar și tineri, avem și oameni sub 30 de ani, oameni respectabili, profesori universitari, avocați, specialiști pe fonduri europene, cam ăștia sunt în primii 10. Consiliul care ai nevoie și de avocați și exact de specialiști în fonduri europene. Și oameni care au o reputație. Da. Practic USR-ul și-a învățat lecția. Dacă e să ajungem la punctul acesta, de pe buze următoarea întrebare. Intuiam cumva unde vreți să ajungem și atunci da, USR-ul și-a învățat lecția și atunci lista pe care o propunem de candidați eligibili este o listă de care putem fi mândri. Bun, și cum i-ați? Că și acum 4 ani era o listă promițătoare. Eu nu spun că așa, luați individual, oamenii sunt în regulă. Dar tocmai pentru că a fost mulți situație... Mulți au cedat foarte repede, alții la primul sunet de clopoțel al puterii lista au plecat acolo să vadă despre ce-i vorba. Lista este o listă completă. Eu vă vorbeam de primii 10 candidați, dar în continuare și în următorii 10 și în următorii 10. Păi s-a dovedit cât de important e să ai până avem, la 15-20, că nu bine, poți să știi. Avem oameni foarte bine pregătiți. Avem o parte din foști consilieri locali care vin cu experiența pe care au dobândit-o în ultimii 4 ani. Însă avem și oameni noi pe lista respectivă, oameni care sunt noi în politică, dar care vor să se schimbe și să facă, să aducă plusul acela în Iași. Da. Bun, luăm o pauză, apoi ne întoarcem la discuția din platou.